abia întors de la Bruxelles, acolo unde a stat de vorbă cu Phil Hogan, comisarul european pentru agricultură, ministrul Petre Daia și-a reînnoit promisiunile legate de plata la timp a subvențiilor. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a avut o intervenție telefonică în cadrul emisiunii Agricultura la Raport, prezentată în fiecare seară, de luni până joi, de la ora 20, de către Ovidiu Ghine. Mai întâi a avut grijă să trimite săgeți către tehnocrații Achim Irimescu și Dacian Cioloș. Dacă depune subvenții, dacă depunem cererile la timp, etapele de eșantionare, de control în câmp, pe programul pe care eu l-am prevăzut prin ordinul de ministru pe care l-am aprobat, asigură acordarea la timp a subvențiilor în anul 2018, începând cu 15 octombrie și poate să se deruleze într-un ritm normal, în așa fel încât anul viitor, în condițiile în care vom avea și vom avea buget la timp, să nu se simtă nicio întrerupere din data de 15 octombrie și începutul anului viitor, în așa fel încât întreaga sumă pe care o avem și pe care trebuie să o folosim în agricultură să fie folosită de țară 11 luni de zile în condițiile în care acordăm subvenția din 15 octombrie, noiembrie, decembrie, iar anul viitor vrem să începem cu ea din primele zile ale lunii ianuarie, în așa fel încât în țară banii de la Uniunea Europeană să se învârtească 11 luni de zile și nu 4 luni de zile cât s-au învârtit în 2016. Dar iar acum în 2017 am reușit să prelungim acest spațiu de interes economic al țării. După aceea au urmat anunțurile cu adevărat importante, care îi vizează pe toți fermierii. Cerința mea fermă către fermieri să fie la timp cu cererile, să le depună, pentru că 15 mai va fi ziua, ultima zi de depunere a cererilor. Va fi ultima zi de depunere a cererilor, pentru că obiectivul de a da subvențiile la timp este extrem de important și nu poate fi rezolvat decât dacă există acest comportament de a depune la timp cererile pentru a se derula etapele următoare într-un ritm convenabil, în așa fel încât să fim asigurați de succes.